Filocalia. Glose catehetice. Realizator, părintele profesor Liviu Vidican Manci. Dragi ascultători, bine v-am reîntâlnit la rubrica Filocalia Glose catehetice. Sunt preotul Liviu Vidican Manci și astăzi vă invit să medităm asupra unui text ce aparține aceluiași Sfânt Antonie cel Mare, prezent în primul volum al Filocaliei. Am intitulat această abordare Înșelați de propria imaginație? Textul Sfântului Antonie spune următoarele: când primești închipuirea vreunei plăceri, păzește-te ca să nu fii răpit îndată de ea, ci ridicându-te o clipă mai presus de aceasta, adu-ți aminte de moarte și gândește-te că e mai bine să te știi că ai biruit această amăgire a plăcerii. Am încheiat citatul. Creativitatea ține de natura omului și e unul dintre acele daruri ce l-aseamănă cu Dumnezeu. Pentru creativitate e nevoie de imaginație, iar omul o are din plin. Imaginația nu e folosită doar în literatură, arhitectură, artă și tehnologie, ci și în viața duhovnicească. Orice proiect duhovnicesc demarează cu punerea în chip a ceea ce va urma. La fel, și orice război duhovnicesc stă sub riscul închipuirii, al imaginării. Nu a început să ne meargă prost sufletește decât după ce am pus în practică gânduri neconforme cu legile lui Dumnezeu. Deși scurt, textul Sfântului Antonie repune, ilustrează un gând foarte important din circuitul duhovnicesc, pe care îl întâlnim în Sfânta Scriptură, anume că o parte din lupta duhovnicească omul o duce în interiorul său. Proiectarea unei realități materiale, ce ține de mundan, poate fi sensibil diferită față de realitatea însăși. La nivelul consecințelor, acestea pot fi devastatoare pentru edificiul duhovnicesc ce se ridică nevoios. Cu alte cuvinte, închipuirea în sensul de imaginație, de proiecție în viitor, este specific omului și poate fi de mare folos, dar nu închipuirea păcătoasă. Să te imaginezi bogat, influent, celebru, prin crime și abuzuri, e adevărată nebunie. Să te închipui cult, inteligent, savant, apelând la copiat, înșelat, plagiat, la ceea ce cunoaștem ca fiind furtul intelectual, înseamnă să ignori voit etapele adevărate, să apelezi la o cale scurtă pentru a ajunge acolo, deci o cale păcătoasă. Diavolul se joacă cu mintea noastră, așa cum s-a jucat cu mintea lui Adam. L-a invitat să se vadă asemenea lui Dumnezeu, sugerând că Dumnezeu n-ar dori lucrul acesta. Adam a intrat în joc și a fost atât de vrăjit de chipul omului imaginat încât a uitat că mai important pentru el era ca porunca să fie respectată decât conturarea unei iluzii prin instrumente puse la îndemână de o entitate străină lui Dumnezeu, deci înșelătoare. Sfântul Antonie pune din nou ca străjer pentru asemenea miraje gândul la moarte. Doar că te întreb cât de puternic poate fi acest gând pentru cineva care e departe de logica creștină, de logica paulină a morții, care spunea: pentru mine viața este Hristos și moartea este un câștig, în Filipeni 1:21. E evident că aceste texte vorbesc unor oameni inițiați în tainele creștinismului și nu celor ce nu se află în comunitate euharistică și de credință. Motiv pentru care îndemnul de a se gândi la judecata lui Dumnezeu care urmează morții este unul deosebit de puternic și de impact, dar pentru cei din biserică. În fapt, Sfântul Antonie cui dedică aceste texte? În primul și în primul rând, monahilor, dar prin ei tuturor celor ce au trecut prin cristelnița hristică. Închipuirea celor bune și de folos, prin cererea ajutorului lui Dumnezeu, îl duce pe om la realizarea unor capodopere, indiferent de ce domeniu vorbim. În același timp, proiectarea unor plăceri trecătoare pe care mintea le ambalează în strălucitoarea haină a adevărului slăiesc sufletul și îl încorsetează într-un imaginar nemântuitor. Dragi ascultători, vă mulțumesc pentru audiție.
Sunt preotul Liviu Vidican Manci și ați ascultat rubrica Filocalia, glose catehetice. Pe data viitoare!